Bună dimineața de la solarul demonstrativ semințeplante.ro. Nici bannerul nu se mai vede de acolo. Astăzi suntem în 22 iulie și am venit să semăm castraveți. Castraveții pentru toamnă. Cei pe care i-am plantat în primăvară au produs destul de bine, după cum bine știți, v-am arătat, au fost foarte productivi, dar au ajuns la sfârșit. Și plantăm din nou castraveți. De fapt, semănăm castraveți. Anul acesta o să semăn direct, cum am văzut la domnul inginer Nachi. Cei care ați văzut acel material, ați văzut că el avea un solar de aproximativ 600 de metri pătrați, semănat direct. Deci semănăm în pământ și, bineînțeles, câteva fire în alveolă pentru completare, în caz că nu răsar unifor. Exact așa o să procede și eu, mi-a plăcut ideea și are foarte mare logică, pentru că planta crește acolo, în acel mediu, și nu se mai întâmplă absolut nimic. O să vă arăt puțin plantele pe aici. Aici este Gourmandia. O roșie extraordinar de bună, la gust. Uitați-vă și noastră unde a ajuns. Trebuie scoprite, pentru că e primul rând din margine și nu are unde să crească mai mult. Următorul rând, Pink Lord, roșie roz mare, foarte gustoasă. Știți că am gustat aceste roșii rând pe rând. Aici avem Havana, al treilea rând. Deci astea sunt după culegere, da, s-a cules foarte mult, destul de mult. Chiar astăzi au cules proprietarii aici și s-au așternut să facă bulion. O să vă arăt eu că se taie roșiile, se pregătește pentru bulion. Pregătit aici să și stropim. Destepesc cu săpun moale și ulei de nim, acest produs Symbiolift Nim, și radicular fertilizare, da? Triptolemus cu doză de întreținere 10 grame la 10 litri de apă și un fertilizant, în cazul de față Mixa Plus. Este un fertilizant mai complet, care se potrivește maxim la acest stadiu de vegetație. Sherry Pendolin. Din sherry, să știți că s-a cules foarte mult, vedeți că pe jos mai sunt câteva. Imagine de ansamblu. Acum, că s-a cules de jos, o să le mai defoliem. Vedeți că sunt multe frunze galbene pe jos. Sunt frunze care nu mai văd lumina și se usucă. Și aici prunișoarele Oceanul e fun. Prunișoarele astea m-au nebunit. Ceva de nedescris. Uitați-vă și dumneavoastră câte roșii sunt aici. Îmi place foarte mult că plantele sunt sănătoase, nu avem atac de insecte, cel puțin nu vizibil. Cu siguranță că sunt insecte, dar se pare că uleiul de nim le ține sub control. Aici avem ardei, Grass Silver Star. Și ce ne spunea Florin, că să filmez ultimul fir. Acesta este Gras Frie Fun. Uitați-vă dumneavoastră câte fructe poate să aibă și cât de mari sunt. Frie Fun. E un fir acolo. Și avem legătură și sus, vedeți?
Deja a legat aici, în partea de sus, ia uitat și cobratul acolo. Pe arvad n-are sens să mai vorbim. Uitați-vă aici. Arvad. Uitați câte fructe are. Și toate mari. Superb. Vinetele sunt în regulă. Nu prea am ce să vă arăt. Bine, nu se compară cu vinetele Cana F1 din câmp al lui Neamitel. Dar să știți că și de aici s-a cules de 3 ori. Cel puțin câte un fruct după fiecare fir. Capia a fost mai amărât din cauza umbrei, dar a început să lege din nou. Uitați, are fructe aici sus. Legătura de jos e bună. Dacă face câte 10 fructe pe fiecare fir, este suficient. Deci totul este în regulă, dar după cum bine știți, acest oraș este foarte bine întreținut, fertilizat și stropit săptămânal. Lucruri pe care trebuie să le facem cu toții, pentru că numai așa o să reușim. Și e vorba de acești castraveți, care au crescut foarte mari, sunt încă sănătoși, vedeți că nu sunt foarte afectați de mană și de insecte. Deci ar putea să mai producă. Dar trebuie să semănăm alții ca să aibă timp să fructifice. Să putem să punem castraveți la cât pentru iarnă. Bine, că deja s-au pus. Deci jumulim totul, facem curat. Săpăm puțin, așezăm pământul și semănăm direct. O să vă arăt imediat. Pentru că am fost foarte mulțumiți de castraveții pe care am avut, adică acești castraveți Bard F1, fostul Absolut F1. O să semănăm tot acești castraveți. V-am zis că o să semăn direct în sol, dar pun câteva semințe ca să am niște răsar de rezervă în caz că nu răsar sau eu știu, se întâmplă ceva. Avem locul complet acolo. Nu sunt multe fire, în jur de 20 de fire și eu mai semăn încă 20 de semințe. În caz că răsar foarte bine, aceștia o să-i dăm la vecin. Semănarea o fac în turbă pentru semănat. Această alveolă o să țin tot acolo, în solar. Da? O să avem grijă să o dăm în fiecare zi, să fie umedă. Acum, în condițiile actuale de temperatură, trebuie să răsară în 3 zile, fără dar și poate. După cum vedeți, am o fracție de alveolă de 45. Îi apăs cam un centimetru, așa. După care o să astup sămânța în felul acesta, pentru că nu mai am turbă la mine să vin cu turbă deasupra. Și imediat o să ud.
După cum vedeți, am terminat foarte repede, bine. Am pus 15 semințe în sol și 20 în alveol. La întrebarea dacă afectează fertilizarea pe care o facem acum la tot solarul, pentru că o să dăm drumul la toată coloana, nu afectează, dimpotrivă, ajută foarte mult, pentru că acolo am triptolemus și un fertilizant. Deci nu se întâmplă nimic. Este chiar indicat să folosim triptolemus la plantare, chiar și semănare. După cum bine știți, tratament cu tricoderma, cu acest produs, cu microorganisme, am făcut și la plantarea mare, la plantarea inițială în acest solar. După cum vedeți, totul este în regulă, totul merge foarte bine. Sper ca săptămâna viitoare, când o să revin aici în acest solar, să pot să vă arăt niște plante de castraveți frumos răsărite. Și bineînțeles că o să urmărim evoluția acestor plante împreună aici pe acest canal. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc mai bine!